Vă salut, eu sunt Andrei și în episodul de astăzi am venit la service pentru că vrem să montăm pe Duster suspensia de off-road. M-ați tot întrebat, când mai faci un episod cu Duster-ul? Ăsta e un episod cu Duster-ul, vrem să-l transformăm într-o mașină adevărată de off-road, așa că am comandat o suspensie destul de bună, zic eu. O montăm, îi facem apoi unghiu și la final dăm un test drive cu ea pe câmpuri să vedem cum se simte. Așa că hai să începem! Ah, fiți atenți că de dimineață am încărcat-o, aici... E nouă, uite aici factura, arcurile, cum Duster-ul e deja înălțat cu niște arcuri pe care le vom da jos și problema e că e înălțat doar din arcuri, nu și din amortizoare, adică practic o lungit, o scurtat cursa amortizorului, ceea ce nu-i bine, o să avem amortizoare de off-road, ăsta e arcul și ăsta e amortizorul, Ironman 3 ani și 60.000 de kilometri garanție, ăsta e amortizorul, momentan chestia asta îl ține comprimat și hai să... Băgăm mașina, să urcăm pe elevator și să nu mai pierdem vremea, să vedem ce e acolo. Și am urcat Duster-ul pe elevator. Gândiți-vă că în sfârșit a fost Duster-ul la înălțime, cum ar veni. Ca să poți să montezi noua suspensie, păi trebuie să scoți vechea suspensie afară, ceea ce nu e un lucru ușor dacă Duster-ul începe și are rugină. Dar am avut oameni capabili care s-au descurcat și am zis hai să și scoatem arcurile, pentru că amortizoarele le aruncăm, erau nașpa, dar arcurile erau bune de păstrat. Ăsta e amortizorul nou de față și prin comparație... Ăsta e amortizorul vechi de față. Bun, par un pic similare, dar nu e așa, vedem că ăsta, uitați, e un pic mai înalt. De unde? Din tijă. Deci o să aibă cum ar veni, în engleză e un cuvânt travel, în română nu știu, călătorie. Poți să călătorească mai mult, să zicem așa, ziceți-vă în comentarii care e termenul corect. Și pe lângă asta există o diferență clară între diametru amortizorului pur și simplu, adică ăsta e mai gros. Asta înseamnă că poate să lucreze mai mult timp și să nu se încălzească, să nu se supraîncălzească, pentru că amortizoarele groase lucrează mai mult timp în off-road fără să aibă probleme, o să amortizeze mai bine, să sperăm. Astea sunt arcurile vechi, care nu sunt de Duster original, că sunt arcuri H&R. Deci astea sunt arcuri care deau deja o înălțare de 3 cm. Dacă vă aduceți aminte, Duster-ul meu a fost cumpărat deja cu arcuri înălțate. Și astea sunt arcurile Ironman, care sunt mai înalte cu 1 cm față de astea, care sunt mai înalte cu 3. Vedem diferența, deci arcurile de Duster ar fi fost și mai mici. Și atunci, ansamblu o să vină fain frumos așa, amortizor, arc și se montează aici, plus... În fuzetă o să trească montate, avem niște șuruburi ca să poți să reglez camberul, unghiul, practic să nu-ți fie roțile înclinate, pentru că tu ai modificat garda și atunci automat roțile ar veni spre interior și le reglezi din șurubul ăla, bineînțeles, la unghi. Da? Prima dată trebuie puse astea sus. Hei, avem și primul amortizor cu arc montat, uitați-vă ce bine arată Ironman și dacă vine cameramanul un pic mai aproape, aici sunt niște șuruburi speciale care trebuie să ți le iei adițional. Ca să poți să-ți reglezi camberul, discutam despre chestia asta, e foarte importantă, fiind mult mai înalt, să nu ți se deformeze. Și mașina asta mai are o modificare. Hai camera, mână, cu curaj! Motorul e coborât cu 1 cm și asta e o modificare pe care trebuie să o faci atunci când îți înalți Duster-ul tău. Pentru că dacă motorul ar rămâne la înălțimea lui standard și tu ai înălțat mașina, planetarele apoi... Nu le-ar conveni că s-ar prea întinde și le-ar doare spatele în timp pe planetare și s-ar strica. Și atunci motorul e coborât, mașina e înălțată, avem unghi și avem o suspensie din 3. Și ce vedeți aici? Omul cu spatele e proprietarul serviciului, Alex. Nici cum n-am reușit să-l conving să se lase filmat. El a zis, nu vreau să apar pe net, nu mă filma. Așa că doar am tras un pic niște cadre în timp ce el ce făcea în spate. Zici, bă, dar ce să facă în portbagaje? Bine, amortizorul e prins de... șasiu, nu? De caroseria mașinii. Și atunci trebuie să destrângi șuruburile la flanșe ca să poți să scoți amortizorul, altfel deja mai îl destrângi doar de partea din roată. Destrângi și partea superioară și partea inferioară. Partea inferioară ca să ajungi la ea, bineînțeles. Trebuie să dai cauciucul jos. După cum știm, Dacia Duster pe partea din spate are tamburi, deci nu are o tehnologie foarte wow, dar după ce ai dat jos cauciucul, destrângi două șuruburi și aproape că ai scos amortizorul afară. Uitați-vă ce vigilent mă uitam eu aici. Hei, și avem și amortizoarele de pe spate, uite-l, cel vechi, care era curs, deci nu mai era bun de nimic, l-am simțit eu că joacă, și cel nou, bineînțeles, ha, din nou au înălțime similară, doar că e mai lungă tija amortizorului, cel Ironman, plus că
diametru, ca și pe față, aceeași logică, diametru e mai mare decât diametru celui original. Avem și arcul, care e arc de pus pe spate și, dacă bine îl găsesc eu, avem și arcul HNR care era înainte. Din nou, o diferență la ăsta. Cel Iron Man e un pic mai mare decât cel HNR. Și ce credeți? Că pe partea asta e și montat. Deci, practic, mai avem unul singur de montat. Trei au fost montate. Cam așa arată. Și aici are șurub pentru reglare. Să poți să-ți reglezi și aici unghiul, să stea drept. Șurub în partea din sus, în partea din jos nu are nevoie. Arc, amortizor și protecția de la arc, ca să nu-ți sune metal pe metal. Deci, cât de curând e gata. Bun. Ai filmat? Da. Și când credeam că merge prea ușor treaba și se face prea rapid și că, mamă, ce bine lucrez la Duster, n-am putut să desfacem un șurub la bieletă pentru că a fost ruginit, cred că, pur și simplu. Și adio, bieletă la bara stabilizatoare spate, deci trebuie comandată una, sper să mai ajungă tot azi, că altfel se întâmplă chestia că rămâi cu mașina aici peste noapte pe platformă, nu poți să mergi să faci unghiu, că avem programare și la unghi. Așa e ca ai darec. Așa ne pregătim pentru o delevare. Există elevare și delevare. Adi, lasă mașina jos pentru că suspensia e montată și acum o să vedem noua gardă. Să vedem, să fim impresionați. O să fim impresionați de gardă. Gardă. Sunt un pic obosică. Pare că au fost 5 minute pe filmare, dar în realitate am stat aici cât? Pușcă ceva, să nu mă uit că poate pușcă pe mine. Ia! Uai! E prea înaltă. Da, e clar că o să mai coboare un pic după ce se mai comprimă arcurile, dar se vede că s-a schimbat garda la sol la dusterică. De-abia aștept să văd cum se simte la condus și în oraș, e curios cum lucrează suspensia asta, că aia dinainte era praf. Primul test drive, sincer, la off-road nu-mi dau seama, nu-s nici pe asfalt, spre un drum rău, mamă, aici toată lumea e trafic, toată lumea iese, intră, dar o simt un pic mai rigidă. Hai să facem totuși unghiul și vedem apoi după unghi cum se comportă în off-road. Și ce am făcut în continuare? Am dus Duster-ul să-i reglăm unghiul. Și nu e o procedură ușoară în cazul ăsta, pentru că pe lângă unghiul de convergență, care se reglează în mod normal, mai avem și unghiul de cădere, practic înclinația amortizorului pe axa verticală. Pa, ce pompos sună! Avem șuruburile de reglaj de cădere, vedem aici amortizoarele spate, pe care trebuie să te tot uiți, să reglezi bine, rău. Am reglat ușor pe spate, dar ce credeți că pe față, după ce am reglat căderea pentru convergență, nu s-a destrâns bieleta. Și atunci am aplicat românească flacără ca să încălzim un pic acolo șurubelul ăla și să-l putem să regla cum trebuie. La final am avut un unghi genial, cădere, convergență reglată așa cum trebuie și acum Duster-ul pentru prima dată de când sunt proprietarul lui merge drept. Nu văd nimic pentru că bate soarele, dar vrem să facem testul de suspensie. Noua suspensie Iron Man, uitați-vă ce înaltă e mașina, unghiul făcut. Nu o să testăm urcări și coborâri și chestii de genul, pentru că n-are rost, adică noi cauciucurile-s varză, am nevoie de cauciucuri de off-road, dar vreau să văd cum lucrează suspensia. Eu am simțit-o mai rigidă decât cea stock, dar în sensul mai bun, aș zice, adică pe asfalt nu mă așteptam să fie așa performantă. Și uite aici, când dau în denivelări, când dau în speed bump-uri, lucrează bine, adică nu simți că te lovește în mașină. Uite, cobor de aici, pac, hai să dăm, să urcăm cu viteză, pac, uite-o, stă cu roțile pe asfalt, hai să mai facem o altă fază asta și cu spatele, adică nu prinzi ceea ce aș numi în engleză airtime, să simți că suspensia ta e în aer, știi? Adică, uite, uite, am ridicat fundul și am coborât fața. Da, nu avem aderență, dar uitați-vă. Oh, de mie! Oh, ce am dat una că mă doare pe mine! Și lucrează mai bine. Hai că să scot controlul tracțiunii și să mergem acum așa, așa. Oh, pe lateral, cu Duster-ul! Așa bine, ce-mi place cel mai mult la ea, sincer, opa, sunt doi camere aici, ce-mi place cel mai bine e că lucrează rapid, adică nu durează până când să își revină. Treci pe sau de nivelare, instant o reveni la loc, adică stă plantată, ceea ce e foarte bine, eu nu mă așteptam să fie așa. Ah, nu vă mai țin foarte mult, că eu cred că am făcut destule mijmacuri cu Duster-ul. Ce vreau să mai fac e să mai fac o trecere în viteză pe lângă cameraman,
Să vedeți cum lucrează și la viteză. Uite aici. Deci poți să mergi cu viteză pe off-road. Numai să te țină pneurile, că n-are treabă. Deci se descurcă mult mai bine. Eu am îmbunătățit. Cum o simt acum, o simt mult mai plantată în off-road. Că la început îmi dădea de-astră un sentiment de nesiguranță, așa cumva. O simțeam foarte fragedă. Acum parcă o simt mai capabilă. Dar dați-vă și voi cu părerea. Eu am fost Andrei. Asta e prima modificare ca lumea pe dusterul meu. Urmează mult mai multe. Să ne țină și portofelul. Și bineînțeles că ne vedem la următorul. Salut!